Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! O nouă dispută ieri în cadrul Consiliului Local Focșani, de această dată pe fondurile alocate organizării zilei de 24 ianuarie. Consilierii PNL au propus diminuarea sumelor, iar primarul Cristi Misăilă, susținut de către consilierii PSD, a acuzat, citez, ați distrus toate sărbătorile focșănenilor, vă bateți joc de istoria acestui oraș. Am încheiat citatul. Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi. Consilierii locali din Focșani s-au întrunit ieri în ședință extraordinară, ultima din acest an. Așa cum s-a întâmplat pe tot parcursul anului, spiritele s-au încins din nou, de această dată pe proiectul de hotărâre privind alocarea unor fonduri pentru organizarea Zilei Unirii Principatelor Române, la Focșani, pe 24 ianuarie 2022. Majoritatea PNL-USR din cadrul Consiliului Local a propus un amendament privind diminuarea sumelor, găsind ca soluție, printre altele, reducerea numărului de stegulețe, materiale promoționale și fulare, fără închirierea scenei, plata unor artiști sau masă festivă. Suma propusă de către noi prin amendament a se aproba este de 27,65 mii lei. În structură, situația se prezintă astfel. Materiale promoționale, cocarde tricolore, 500 de bucăți, ori 7,5 lei per bucată, 3,75 mii lei. Fulare tricolore, propuse 1000 de bucăți, noi propunem 500 de bucăți, ori 14 lei, suma alocată 14.000 lei, suma diminuată 7.000 lei, suma propusă a se aproba prin amendament 7.000 lei. Stegulețe tricolore, 1500 de bucăți, ori 1,8 lei, egal cu 2,7 mii lei. Propunem a se aproba 500 de bucăți, ori 1,8, cu o valoare de 0,9 mii lei. Hărți turistice, orașul Focșani, 500 de bucăți, ori 20 lei per bucată, 10 mii lei. Punctul 2. Deci la primăria municipiului Focșani. Invitații / delegații oficiale din străinătate și din țară. Transport intern, 4 drumuri, ori 400 de kilometri, 1600 de kilometri, ori 7 lei pe kilometru, egal 11,2 mii lei. Cazare, 50 de persoane, ori 240 de lei, egal 12 mii lei, ori 3 nopți, rezultă 36 mii lei. Masă, 50 de persoane, ori 130 lei, egal 6,5 mii lei, ori 3 zile, egal 19,5 mii lei. Masă oficială, 100 de persoane, ori 120 lei, egal 12 mii lei. Cadouri, flori, delegații străine, 2000 de lei. Suma propusă în total este de 80,7 mii lei de către primarul Cristi Valentin Misăilă. Suma propusă de noi a se aloca este zero. Și vreau să vă dau citire și a adresei ansamblului folcloric Caravrancei, care are un buget de 14 miliarde. Și primăria municipiului Focșani propune Primarul Cristi Misăilă a decis retragerea proiectului de pe ordinea de zi, acuzând că majoritatea PNL-USR a distrus toate sărbătorile focșănenilor. Toate sărbătorile focșănenilor le-ați distrus. Ați distrus inclusiv acest moment istoric, important. De când ați venit la conducerea județului și a primăriei în Consiliul Local, i-ați privat pe focșăneni de toate bucuriile mici care erau, pe care noi puteam să le oferim. Iar ceea ce vroiam noi să facem prin aceste invitații, nu aveam invitați maneliști cum a făcut la CSM, aveam invitați ambasadori ai Franței, aveam ambasadorul Israelului, aveam ambasadori și alți oameni de seamă, aveam de Academia Română. Eu nu-mi permit să invit un om să-i dau doar o ceai și o cafea unui om care vine de la mii de kilometri distanță. Să vă fie rușine! Vă bate joc de istoria acestui oraș și acestei țări. De aceea retrag acest proiect. Peste 1300 de kilograme de articole pirotehnice au fost confiscate de către polițiștii vrânceni în urma unor percheziții efectuate în cadrul acțiunii Foc de Artificii. Întreaga cantitate a fost indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor. Dacă utilizați ilegal materiale pirotehnice, riscați vătămări corporale grave, inclusiv infirmități, dar și sancțiuni contravenționale, avertizează polițiștii.
Polițiștii acționează pentru creșterea siguranței cetățeanului, organizând și desfășurând activități de prevenire și combatere a evenimentelor negative, răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri, generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deținerea, comercializarea, importul, depozitarea și folosirea articolelor pirotehnice de persoanele fizice și juridice. În urma activităților desfășurate în cursul lunii decembrie, polițiștii vrânceni au constatat mai multe nereguli privind regimul materiilor explozive, context în care au întocmit 16 dosare penale, au confiscat articole pirotehnice descoperite și au aplicat sancțiuni contravenționale cu amenzi față de persoanele care nu au înțeles să respecte legislația în domeniu. Astfel, în ultimele zile, polițiștii serviciului arme, exploziv și substanțe periculoase au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară la domiciliul unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, articole pe care ar fi urmat să le comercializeze persoanelor fizice. În locațiile respective, polițiștii au descoperit cantitatea de aproximativ 1030 de kg de articole pirotehnice din categoriile P1, F1, F2, F3 și F4, în valoare totală de aproximativ 16.000 de lei, pe care au indisponibilizat-o în vederea continuării cercetărilor. Atenție, cu petardele nu te joci, îți pot pune în pericol sănătatea și libertatea. Polițiștii vrânceni vă reamintesc, când achiziționați articole pirotehnice, trebuie să vă asigurați că ele sunt etichetate și inscripționate ca făcând parte din categoriile F1 și P1. Celelalte categorii, din cauza riscului de utilizare a acestora, sunt destinate a fi folosite de către personal specializat, și anume pirotehniști. Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articole pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor și mediului. Articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1F1 pot fi deținute și utilizate de către persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Articolele pirotehnice de tip petard încadrate în categoria P1 apărute pe piața din România nu sunt destinate a fi utilizate în scop de divertisment, folosirea acestora fiind permisă în cazuri deosebite de persoanele aflate în pericol, pentru a îndepărta animalele agresive sau sălbatice, de către fermieri sau de alte categorii profesionale ce utilizează astfel de articole pirotehnice în scop tehnic. În conformitate cu prevederile legii 126 din 1995, republicată, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă următoarele fapte: orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani, comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, constituie contravenții, printre altele următoarele fapte, care se sancționează cu amendă de la 1.000 la 7.500 de lei: comercializarea articolelor pirotehnice în alte locuri decât cele autorizate, neîndeplinirea condițiilor legale privind inscripționarea pe ambalajul articolelor pirotehnice în limba română a denumirii, categoria din care fac parte, instrucțiunilor de folosire, a termenului de garanție, precum și a pericolelor care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor în cazul comercializării acestora de către persoane juridice autorizate. Tulburarea liniștii și ordinii publice prin folosirea necorespunzătoare scopului declarat a articolelor pirotehnice din categoria P1. Sancțiunile contravenționale pot fi aplicate și persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor se majorează cu 100%. Petardele și artificiile nu sunt jucării pentru copii. Pentru unii este o simplă distracție, însă pentru animale este un coșmar. Protejați-vă, dar protejați și animalele. Dacă utilizați ilegal materiale pirotehnice, riscați vătămări corporale grave, inclusiv infirmități pe viață și sancțiuni penale sau contravenționale. Se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului de Poliție al județului Vrancea. Dacă vă petreceți revelionul departe de casă, nu anunțați pe rețelele de socializare acest lucru dacă nu vreți ca locuința să vă fie călcată de hoți. Atenție la poșete, la bunurile lăsate prin mașină și nu uitați să încuiați casa sau autoturismul. Acestea sunt doar câteva recomandări de cale polițiștii vă sfătuiesc să țineți cont în aceste zile. În situația în care o să vă petreceți noaptea dintre ani departe de casă pentru a nu deveni victime ale infracțiunii de furt, polițiștii vrânceni vă adresează următoarele recomandări. Nu faceți publică plecarea dumneavoastră de acasă, în special pe rețelele de socializare. Discutați aceste aspecte doar cu cei în care puteți avea încredere. Dacă lipsiți de la domiciliu, rugați vecinii să vă supravegheze locuința. Dacă vedeți persoane suspecte în casa scării, nu ezitați să le întrebați pe cine caută. Aceste întrebări descurajează infracțiunile.
infractorii. Nu oferiți informații necunoscuților despre bunurile pe care le dețineți în imobilul în care locuiți sau despre vecini. Nu postați pe site-urile de socializare imagini din care să reiasă că dețineți în casă bunuri de valoare. Nu lăsați deschise geamuri, terase sau balcoane care ar putea facilita accesul în locuință. Evitați pe cât posibil să aveți asupra dumneavoastră sume mari de bani. Doamnelor, li se recomandă să fie atente la genți, poșete, iar domnilor să păstreze portofelul în buzunarul interior de la piept al hainei. Folosiți locurile de parcare special amenajate și nu lăsați în vehicul la vedere bunuri de valoare, telefoane mobile, tablete, dispozitive GPS, camere de filmat, laptopuri, portmonee, poșete, chiar dacă lipsiți pentru un scurt timp. Nu lăsați la vedere documente personale sau ale autoturismului. Asigurați-vă că portierele s-au închis atunci când părăsiți mașina și acționați închiderea centralizată. Atunci când vă însoțeți copiii, nu îi lăsați nesupravegheați. Învățați-i că au voie să plece doar cu permisiunea dumneavoastră și că trebuie să spună întotdeauna unde și cu cine pleacă. De asemenea, învățați-i cum să reacționeze în situația în care se rătăcesc. Asigurați-vă că aceștia cunosc numele complet al părinților, numărul de telefon, precum și adresa acestora. Dacă alegeți să plecați din localitate, nu porniți obosiți la drum. Folosiți centura de siguranță și, când e cazul, scaunul pentru copii. Țineți în mașină vestă și triunghiuri reflectorizante, extintor și trusă de prim ajutor. În stațiile PECO nu lăsați autoturismul neasigurat în timpul achitării contravalorii combustibilului. Respectați regulile de circulație rutieră și recomandările polițiștilor. Nu fiți indiferenți la ce se întâmplă în jurul dumneavoastră. Luați atitudine față de manifestările antisociale și nu protejați infractorii prin tăcere. Gândiți-vă că următoarea victimă puteți fi chiar dumneavoastră, recomandă polițiștii vrânceni. De la 1 martie 2022, instituțiile publice au obligația să se înroleze în sistemul informatic PatrimVen. Agenția Națională de Administrare Fiscală facilitează îndeplinirea atribuțiilor legale ale autorităților publice locale și centrale și ale instituțiilor publice, asigurând prin intermediul sistemului informatic securizat PatrimVen, administrat de către ANAF, acces la datele disponibile cu privire la patrimoniul și veniturile cetățenilor. PatrimVen este un depozit de date în care sunt colectate și agregate date obținute de Ministerul Finanțelor Publice, ANAF, în condițiile legii de la autoritățile și instituțiile publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, ori de la contribuabili plătitori și care sunt puse la dispoziția autorităților publice, instituțiilor publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, precum și altor persoane juridice de drept privat, în beneficiul cetățenilor și în scopul realizării atribuțiilor stabilite de normele juridice care reglementează activitatea instituțiilor, autorităților ori persoanelor juridice de drept privat care primesc respectivele informații și sau documente. Utilizarea sistemului informatic PatrimVen de către autorități și instituții publice conduce la o eficientizare a activității instituționale, precum și la îmbunătățirea activităților de administrare și vine în sprijinul cetățenilor care nu mai sunt nevoiți să se deplaseze la sediul organului fiscal pentru obținerea documentelor sau adeverințelor de venit necesare și depunerea lor la primăria de domiciliu sau la unitățile școlare după caz. Accesul la sistemul informatic PatrimVen se face numai după depunerea formularului protocolului de aderare PAS, reglementat de anexa numărul 1 la ordinul numărul 2632 din 2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice, puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu și aprobarea accesului la serviciile disponibile în cadrul sistemului informatic PatrimVen. Pentru înrolarea administratorilor de interoperativitate este necesară prezența acestora o singură dată la un ghișeu teritorial al ANAF pentru înregistrarea cu un minim de documente, respectiv carte de identitate a persoanei în original, fișierul de export al certificatului digital calificat deținut de persoană pe suport electronic, cererea de numire sau revocare administrator de interoperabilitate pentru gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor din partea autorității sau instituției publice semnată și ștampilată de reprezentantul legal al acesteia. Se arată într-un comunicat de presă al Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea. Ansamblul folcloric Țara Vrancei din Focșani a susținut aseară un spectacol în Piața Unirii, în cadrul căruia a prezentat publicului obiceiuri de anul nou. Artiștii au adus cu ei atmosfera de sărbătoare și au urat de bine și de belșug. La final de an, membrii ansamblului Țara Vrancei din Focșani au oferit publicului din Piața Unirii un spectacol artistic menit să reamintească de bogățiile spirituale ale acestui neam. Chiar dacă temperaturile atmosferice s-au situat aseară sub 0 grade, oamenii s-au oprit să asiste la acest recital. Bună seara tuturor focșănenilor care, iată, la această seară poposesc aici, în Piața
piața Unirii din Focșani. Măi oani, măi bărbiță, bunica e la căruță și dă saga cu grăunță. Hai, da, hai, ca să mergem sus pe ideal, unde-a fost cu un an, cu mărbu și cu bălan. Hai, da, hai, cântă lăutari, hai la jocul Nicu Mare, că în țara Vrancii azi e sărbătoare. Hai, da, hai, și nu seara bună, oameni buni! Mulțumesc, dragă Maria Costin Burgoci, pentru un an minunat de colaborări fructuoase, de spectacole superbe în care am fost împreună pe scenă și cred că am reușit să vă bucurăm pe dumneavoastră, cei care ne sunteți și astăzi în față. Alături de urările pe care vi le adresează Ansamblul Folcloric Profesionist Țara Vrancei, dați-mi voie să le alături și pe ale artiștilor de la Teatrul Maior Gheorghe Pastia, de la Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia, gândindu-ne că anul care vine vom reuși să vă propunem spectacole frumoase care să vă încânte sufletele, să vă ajute să vă îmbogățiți spiritual și să vă bucurați, că până la urmă asta e important, să avem sufletele bucuroase și să fim oameni veseli. Așadar, dragi prieteni, să dea Dumnezeu ca anul care vine să fie un an mai bun, să ne ajute Dumnezeu de vremuri mai bune și de oameni înțelepți. Sănătate și voie bună tuturor! Un an bun! Spectacolul a cuprins în special obiceiuri și datini de anul nou, având în vedere că puține ore ne mai despart de anul 2022. Spune-ți unde s-a născut un crai mare de curând, un crai mare și frumos, numele dar Irodul împărat, auzând satul burat, și-a omorât la copii până la 14.000. Ță, 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 căpriță! Hopuri, hopuri, hopurele, la mulți ani cu floricele! Hopuri, hopuri, hopurate, la mulți ani cu sănătate! Ca pomii să floriți și ca ei să îmbătrâniți! Opriți plugul, măi flăcăi, și sunați din zurgălăi, să răsune munți și voi! Aho, aho, aho! La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general închisă ca aspect, cerul va fi mai mult acoperit, vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între minus 3 și minus 1 grad Celsius, iar cele maxime între 2 și 4 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor aflat TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!